Vremea se schimbă radical și în țara noastră este alertă de vijelii în mai multe județe. Cum va fi vremea în această ultimă lună de toamnă care a început astăzi, ne spune meteorologul Oana Păduraru în direct de la ANM. Bună ziua, bine v-am găsit! Aș vrea să încep cu alertele care sunt în vigoare în momentul de față. Sunt alerte de tip nowcasting pentru fenomene meteo periculoase imediate, ce vizează intensificarea vântului, în special în partea centrală a țării, pentru că un pasaj frontal traversează regiunile țării noastre, sunt și intensificarea vântului. Rafalele depășesc 55-65 de km pe oră în județele Mureș, Sibiu, Brașov și în restul părții centrale din țara noastră sunt intensificările vântului, dar la cote ceva mai reduse. În ceea ce privește aspectul termic, ne așteptăm ca în zilele următoare să existe o scădere a valorilor termice, dar având în vedere că această scădere survine de la temperaturi cu mult mai ridicate față de normele perioadei în care ne aflăm, abia vom ajunge să ne apropiem chiar și aici, în partea de sud a țării, de cele normale, de valorile normale pentru perioada aceasta, adică pentru începutul lunii noiembrie. De altfel, dacă este să ne raportăm la mediile multianuale ale lunii noiembrie, până la finalul acestei luni, chiar dacă vor fi alternanțe, pătrunderi de aer rece și urmate de pătrunderi de aer mai cald, totuși ne așteptăm ca până la finalul lunii noiembrie valorile termice să rămână în continuare peste cele normale pentru această perioadă. Mediile vor fi mai ridicate tot în partea de sud și de sud-est a țării, unde abaterea față de norme va fi chiar de 2 grade în medie, iar minimele termice și acestea se vor menține destul de ridicate, doar în zonele de presionare și subcarpatice vor fi deocamdată temperaturi la pragul de îngheț. Ploile vor fi prezente în zilele următoare până la finalul acestei săptămâni în regiunile intracarpatice, în Banat, Crișana, Maramureș și în Transilvania, în zonele montane, dar izolat și în restul teritoriului. Acestea vor fi posibil însoțite și de descărcări electrice, iar în ceea ce privește regimul pluviometric până la finalul lunii noiembrie, putem să ne așteptăm la ploi mai însemnate tot în jumătatea vestică a țării.